Astăzi o să vorbim despre cum este vremea pe alte planete. Pe Pământ știm că precipitațiile cad din atmosferă într-o formă sau alta. Totuși, nu este chiar atât de simplu pe toate planetele, fiindcă Pământul este singura care conține apă lichidă. Există ploi și pe alte planete, însă nu sunt sub formă de apă și nici măcar pe aproape. 1. Diamante. Potrivit datelor atmosferice, pe planetele Jupiter și Saturn plouă cu diamante. În jur de 1000 de tone de diamante cad sub formă de precipitații doar pe Saturn și s-a teoretizat faptul că pe Uranus și Neptun, metanul este transformat de asemenea în diamant. În plus, experimentele oamenilor de știință par să confirme acest lucru. Ploile de diamante se formează atunci când fulgerele din timpul furtunilor transformă metanul din atmosferă în carbon, ducând la formarea grafitului. Odată cu presiunea ridicată de pe suprafața acestor planete, grafitul este comprimat, iar asta înseamnă că vom avea ploi cu diamante. Totuși, ai nevoie de o presiune extrem de mare pentru a face asta, însă la 35.000 de kilometri în interiorul atmosferei planetei Saturn, temperaturile cresc, iar diamantele se descompun într-un lichid viscos. Potrivit laboratorului de propulsie cu reacții al celor de la NASA, diamantele de pe Saturn ar avea în jur de 1 cm în diametru. Poate că sunt mici, însă sunt suficient de mari pentru un inel. 2. Acid sulfuric. Fii fericit că nu trăiești pe Venus. Atmosfera sa este extrem de densă și se estimează că masa atmosferică este de 93 de ori mai grea decât cea de pe Pământ, iar presiunea de la suprafața planetei Venus este de 92 de ori mai mare decât cea de pe planeta noastră. Spre deosebire de norii de pe Pământ, care sunt formați în mare parte din apă evaporată, norii de pe Venus sunt formați din acid sulfuric, iar pe suprafața planetei, temperaturile ating valori incredibile de până la 462 de grade Celsius. Totuși, ploaia ajunge până la 25 de kilometri deasupra suprafeței sale înainte de a se transforma din nou în vapori de acid sulfuric. 3. Metan lichid. Titan, satelitul natural al planetei Saturn, este o planetă foarte asemănătoare cu a noastră. Acesta include vulcani, tornade și precipitații, ceea ce a creat o suprafață similară cu cea de pe Pământ. Este singurul satelit natural cunoscut de noi care, potrivit astronomilor, are o atmosferă densă. Este singurul obiect spațial, în afară de Pământ, unde s-au descoperit dovezi clare ale existenței lichidelor stabile pe suprafața acestuia. Totuși, peste Titan sunt abătute furtuni formate din gaz metan înghețat, însă, din fericire, precipitațiile toxice apar odată la 1000 de ani. În jumătatea sezonului, ploile cad în cantități mari și pot umple bazine vaste cu gaz metan, însă puțin adânci. Atunci când sezonul ploios se sfârșește, lacurile formate se evaporă ușor. Metanul nu este în formă lichidă pe Titan pentru că temperatura de pe suprafața sa atinge valori extreme de până la -178 de grade Celsius. 4. Sticlă. La 63 de ani lumină distanță față de sistemul nostru solar se află exoplaneta HD 189733b. Orice călător spațial o confundă cu planeta noastră datorită culorii sale albastre, însă se înșală foarte tare. Această planetă are o culoare albastră superbă datorită ploilor de sticlă topită, că tot vorbeam mai devreme de medii dure. Gigantul gazos este foarte aproape de Soarele în jurul căruia orbitează, ceea ce face ca temperaturile de pe suprafața sa să atingă mai mult de 980 de grade Celsius. Asta rezultă în ploi de sticlă care ating viteze amețitoare de 8690 de kilometri pe oră. Însă, deseori, precipitațiile pe această planetă cad vertical. Să te afli acolo este mai mult decât inconvenabil, este moarte instantanee provocată de mii de tăieturi. 5. Roci. Corot 7b este o lume stâncoasă pentru că roci mici cad sub formă de precipitații pe suprafața sa. Planeta, care se află în constelația Monoceros, este de două ori mai mare decât Pământul și are o masă de aproximativ 10 ori mai mare. O față a planetei este întotdeauna îndreptată către steaua în jurul căreia orbitează, la fel cum jumătate din lună are o față îndreptată către Pământ, fenomen care se numește rotație sincronă.
Partea care se află îndreptată către soarele său atinge temperaturi de până la 2315 grade Celsius, însă nu este tocmai suficientă pentru a vaporiza rocile. Oamenii de știință au descoperit că atmosfera planetei Corot 7b este formată în mare parte din sodiu, iar atunci când vremea se schimbă, pietricelele condensate cad sub formă de ploaie în lacurile de lavă topită de la suprafața planetei. 6. Fier. OGLTR-56B este localizată la 5.000 de ani lumină față de noi, în brațul Carina din Calea Lactee. Este probabil cea mai ciudată planetă pe care au descoperit-o cercetătorii vreodată. Se află la o distanță de 20 de ori mai mare decât orice planetă cunoscută nouă, care orbitează o stea de dimensiuni normale. OGLTR-56B este cea mai apropiată planetă față de steaua în jurul căreia orbitează, mai exact de 50 de ori mai apropiată decât este Pământul de Soare. Planeta este atât de fierbinte încât plouă cu fier topit, iar temperaturile de la suprafața planetei ajung și până la 1700 de grade Celsius. Teoretic, atmosfera sa este potrivită pentru formarea norilor, însă nu din vapor de apă, ci mai degrabă din atom de fier. Așadar, putem spune că vremea de acolo este destul de exotică. 7. Furtunile lui Jupiter. Naveta spațială Juno a celor de la NASA care orbitează în jurul planetei Jupiter a descoperit cicloni masivi în atmosfera joviană. Polul nord al lui Jupiter este format dintr-un ciclon uriaș înconjurat de alte 8 cicloane de dimensiuni similare cu un diametru mediu cuprins între 4.000 și 4.500 de kilometri. La polul sud se află tot un singur ciclon masiv, însă este înconjurat de alte 5 cicloane mai mari, cu diametre cuprinse între 5.500 și 6.900 de kilometri. 8. Ploaia cu plasmă. Da, ați auzit corect. Soarele este singurul loc unde se formează ploi de plasmă într-un sistem solar. Spre deosebire de alte planete, precipitațiile de pe Soare sunt vizibile de pe Pământ. Bucle uriașe de material solar sunt ridicate la propriu deasupra fotosferei, așa numită suprafața Soarelui. Nu toată plasma este aruncată în spațiu, o parte din ea cade sub formă de ploaie și în același timp se răcește foarte rapid. Ploile de plasmă sunt similare cu ploile de pe Pământ, numai că conțin plasmă în loc de apă. Acesta a fost videoclipul meu, dacă v-a plăcut nu ezita să vă abonați. Mi-am creat și un cont de Patreon unde deja mă susțin câțiva oameni cărora aș dori să le mulțumesc din suflet. Aveți un link în descriere dacă sunteți interesați. De asemenea, mai jos găsiți și conturile mele de Instagram. Hai cu un follow și acolo. O zi superbă vă doresc tuturor!